Dimineața Zurli, cu la Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. În dimineața asta aș vrea să răspundem la o întrebare pe care într-un fel sau altul foarte mulți părinți au formulat-o și reformulat-o. Dr. Cașpar, ce îi spunem unui copil care întreabă de ce trebuie să mai vină acasă la el? O surio un frățior uh -huh, sau o surioară. Uh -huh. o, su o frățior sau un surioară. De ce mai e nevoie de, de încă un copil în familie? De ce mai e nevoie de încă unul? Pentru că deja există acel copil <gri> și toți suntem foarte fericiți. Exact. Ce îi răspundem copilului care vede că purtica mamei crește și toată lumea îi împachetează într-un fel foarte plăcut ideea că va mai avea un frate sau o uh -huh. soră. Cred că sunt foarte multe variante de răspuns, însă cea mai simpatică pe care eu am găsit-o este următoarea, așa nume Cred că cel mai frumos cadou pe care noi, părinții, ți-l putem face ție, e un frate. Și să spun de ce. Pentru că fratele este acel om care rămâne alături de tine toată viața. Cu el crești, cu el te dezvolți, cu el poți sărbători momentele frumoase, cu el poți gestiona greutățile vieții. Și poate că acum nu are foarte mult sens pentru tine, pentru că, exact așa cum ai spus și tu, de ce e nevoie de încă un copil? Și e foarte în regulă dacă uneori ești furios pe el, dacă ești supărat, dacă simți gelozie, dacă simți invidie. Toate acestea sunt emoții absolut firești și normale și vreau să le trăiești. Însă vreau să mai știi ceva. Te iubesc foarte, foarte mult și vreau să-ți mulțumesc că datorită ție am devenit mamă sau tată. Tu, primul copil, ești cel care m-ai făcut pe mine părinte. Domnul Cașpar, vă mulțumesc din toată inima. Cu mare drag. Nu mai fac un copil, dar dacă prin minune știu exact ce să-i spun fiicei mele dacă se întâmplă asta. Duminică frumoasă. Mulțumesc la fel și vă, Mirela. Dimineața Zurli cu Mirela Redegan și fetița Zurli la Europa FM.